După o primă jumătate de an în care au obținut rezultate foarte bune peste așteptări, chiar la competițiile naționale și nu numai, sportivii secțiilor de lupte greco-romane de la Liceul cu program sportiv Suceava și Clubul Sportiv Municipal au reluat în forță pregătirile pentru restul sezonului. Luptătorii suceveni nu au avut pauză totală, ci au continuat antrenamentele într-un ritm mai ușor, în special pentru menținerea tonusului. După aproape două săptămâni de pregătire la Suceava, la finele acestei săptămâni, luptătorii pregătiți la LPS de antrenorii Valerica Gherasim și Andrei Bolohan vor pleca într-un cantonament de 8 zile la Gura Humorului. Am mai fost la Gura Humorului în anii trecuți și cred că aici este cel mai bun loc pentru un stagiu de pregătire centralizată, deoarece dispunem de toate condițiile de pregătire și recuperare. Prin bunăvoința celor de la CSS Gura Humorului vom avea acces la sala de judo, la cea de forță, la bazin, la care se adaugă muntele pentru acumulările fizice. Am avut o jumătate de an cu rezultate foarte bune, chiar peste așteptări și ne dorim să continuăm la fel, dar va fi mult mai greu, mai ales la CSM Suceava din punct de vedere final a precizat antrenorul Andrei Bolohan. În această vară, unul dintre cei mai buni sportivi ai secției de la LPS, Marius Blându, a debutat în Serbia la primul său campionat european de juniori 2, în ciuda faptului că nu a avut o evoluție la valoarea sa în concursul categoriei 58 de kilograme, antrenorii suceveni sunt convinși că în următoarele concursuri lucrurile vor sta cu mult mai bine. Din păcate, Marius nu a putut trece peste emoțiile participării în premieră la un campionat european și nu a luptat la adevărata sa valoare, a pierdut greu în fața unui sportiv din Moldova, pe care l-a învins la întâlnirile anterioare și cred că dacă scăpa de trac putea să urce cât mai sus. Deplasarea sa la europene a fost posibilă cu sprijinul inspectoratului școlar al Liceului cu Program Sportiv și a Palatului Copiilor, dar și a foștilor luptători, George Andronic, Ilie German, Nicu Cazac, Ioan Gaitan și Valentin Stăruț, a mai spus Andrei Bolohan. Sucevenii de la Liceul cu Program Sportiv vor lupta pentru o medalie la Campionatul Național de Junior 2 pe echipe unde vor avea două etape decisive la finalul cărora se vor aduna Puncte și se vor stabili medaliatele. Tot în această a doua parte a anului, luptătorii suceveni se vor bate pentru medalii la Campionatul Național de Tineret sub 23 de ani și Cupa României pentru Junior 1, dar și la finalele Naționalelor de Junior 3 și Copii.